Ne-am readunat astăzi aici într-o sâmbătă dimineață foarte ploioasă și urât afară. Și de aceasta nu e nici ploioasă, nici urât afară. E chiar soare. E chiar soare și frumos, mai ieși din casă. Nu știu, n-am ieșit din casă de o săptămână, numai și se întâmplă afară. Dar o avem pe Paola astăzi. Paola, bine ai venit. Bine v-am găsit. După o bună bucată de vreme. N-am mai văzut pe Paola de multă vreme. Dacă nu mai dăm pe la birou, asta se întâmplă. Da, mai ieși la bere, că am văzut-o la bere pe Paola. Eu nu mă invită nimeni la bere. Așa. Iar astăzi vom discuta despre cele 8 tipuri de persoane creative. Sexy, știu. Dar ca de obicei, până atunci, Alexandra are pregătit testul fulger. Nici până acum nu l-am învățat pe din afară, deci stați așa să vă cum ce începe. Poate când o ajunge la sezonul 2, 3, 4, 5 să le știm pe de rost, dar mai e cale lungă până atunci. Paula, te consideri o persoană creativă? Stai că încearcă să o facă din memorie. Uneori. Cum adică uneori? În anumite circunstanțe, nu cred că sunt creativă în orice fac, dar uneori mai vine cu o idee scripitoare, să zicem. Ce înseamnă să fii creativ? Înseamnă să vii cu, teoretic așa, by the book, cu o idee foarte diferită, inovativă, aș zice, și cu o soluție la o anume problemă. Și not by the book? Not by the book. Ce înseamnă pentru tine să fii creativ? Ce înseamnă pentru mine să găsesc niște idei foarte diferite despre cum aș putea rezolva o problemă. Dar foarte interesante și diferite de restul lumii, să zicem. Este creativitatea un talent născut sau o abilitate? Cred că te poți naște cu capacitatea de a fi creativ, adică din cauza evoluției creierașului uman, dar cu siguranță este o abilitate, adică înveți în timp să gândești creativ și mai poate fi dobândit accidental. Accidental? Dacă ați auzit de sindromul geniului, există situația în care, să zicem, cineva are o traumă la nivelul creierului și în urma traumei respective devine foarte pasionat de un anume skill, să zicem. Poate e foarte talentat la pian, poate pictează dintr-o dată, deși n-a avut legătură cu domeniul respectiv. Și știu că este un lucru foarte rar, cel puțin ăsta în urma unui accident, dar există și e foarte interesant. Am mai citit și chestia asta, că după ce ieșeau din coma, așa puteau să vorbească altă limbă străină. Sau ceva exact, de genul. Exact. Și cam a mai fost dezvoltată, cred că, ideea și prin filme, dar n-am realizat-o până acum. Apropo, mulțumim, Paula, de informație. Și știu că este, de exemplu, mai des întâlnit la persoanele care au spectrul de autism. 1 din 10 persoane cu autism asta, da, au această posibilitate de a avea sindromul geniului, dacă pot spune așa. Bun, ne-ai spus că poate fi învățată, dar poate fi și pierdută creativitatea? Da. Dacă nu exersezi ceva, orice ar fi el în orice domeniu, la un moment dat poate uiți lucrurile respective. Deci, cu siguranță, da. Cum intri tu în starea de creație? Păi, depinde ce am de făcut creativ. Dacă vreau să, nu știu, fac un ghiveș din ciment sau dacă vreau să lucrez la o aplicație sau... Dar cred că până ajunge în starea de creație, trebuie să fii, cum era în episodul cu Alexandru, să fii bântuit de o idee. De să te urmărească ceva, să începi să observi lucrul respectiv peste tot, să cauți, să faci un research despre treaba respectivă și cumva în subconștient se adună toate informațiile astea și s-ar putea să ai un aha moment și să-ți vină o idee super bună despre ceea ce vrei să faci. Dar cred că fără a fi interesat de subiectul ăla și fără a face un mic research, să-ți faci o mică idee despre ce vrei să realizezi, nu cred că poți să intri în starea creativă. Dar știu că ești pasionată de fotografie. Da. Cum intri atunci în starea de creație sau cum te pregătești pentru o sesiune foto sau pur și simplu ieși pe stradă, fotografiezi și vezi apoi ce ți iese? Depinde de subiect. De exemplu, am momente în care încerc chestii și nu știu ce va ieși și îmi dau seama când fac niște cadre aleatorii. Tot zic eu, băi, eu văd ceva frumos, dar nu știu cum să-l încadrez, cum să șlefuiesc ideea. S-ar putea din 100 de cadre să-mi placă unul sau niciunul. Dar dacă este ceva ce nu știu, să zicem, nu știu, vreau să fotografiez cum cade o picătură de apă și ce forme face, îți dai seama că trebuie să aflu cum fac alții treaba asta, știi?
și mă duc, mă uit ce setări folosesc alți oameni, mă uit la tot felul de tutoriale și după aia încerc și îmi dau seama pe măsură ce fac fiecare imagine, ce ar trebui să schimb la ea ca să ajung la rezultatul care e în mintea mea, știi? Privind, practic, și încercând și schimbând setări și unghiuri și lumini, îmi dau seama, băi, am ajuns cam la ce vreau eu sau keep trying, știi, până iese. Super. Și ce te face mai creativă? Păi, ca să mă leg de episodul cu Raluca, oamenii, chiar dacă, de exemplu, poate iau informații direct sau indirect de la ei, adică, na, dacă faci mai mult research pe internet, afli chestii de la oameni, dar n-ai contact cu ei. Sau în real life, știi, dacă întâlnești pe cineva care e pasionat de o chestie sau priceput la ceva și începi și asculți foarte mult. Cred că asta e o chestie interesantă, să afli și să fii deschis să asculți și să fii curios pentru a învăța chestii noi și să-ți vină până la urmă idei. Că nu știi niciodată din ce auzi și din ce afli, cum te va inspira pe tine să ai o idee creativă într-un anume domeniu. Foarte interesant asta, pentru că nu reușim de fiecare dată să abordăm active listening. Da. Și de fiecare dată, atunci când ascultăm pe cineva, ne vine o idee și am vrea să intervenim și da, stai să spun și eu, dar lasă-l pe om să vezi până la final ce are de spus, că s-ar putea să ai multe de învățat doar dintr-o simplă conversație, fără să-ți dai tu cu părerea neapărat în momentul respectiv. Da, foarte mișto. Super. Mulțumim, Paula! Mulțumim. O mică chestie la asta cu active listening. Că pe de o parte sunt de acord cu tine, dar pe de altă parte nici n-ar trebui... Ok, trebuie să asculți interlocutorul, dar nici n-ar trebui să te simți inhibat să nu îți exprimi propria idee dacă îți vine ceva, dar într-adevăr trebuie să demonstrezi bun simț, să lasă termine și după aceea să spui și tu ce ai de zis. Da, tu o numești bun simț, noi o numim active listening. There you go. Dar e tot pe acolo de a-l asculta pe om până la capăt. Da. Am spus la începutul episodului că astăzi vom discuta despre cele 8 tipuri de persoane creative conform celor de la Adobe. Uh-huh. Cei de la Adobe au un test online, se cheamă site-ul mycreativetype.com, unde sunt o serie de 15 întrebări, dacă nu mă înșel, la care răspunzi, e multiple choice. Uh-huh. Și în funcție de ce răspunsuri dai, ți se va da un anume tip creativ. Noi toți am făcut acest test și acum recent, dar și acum ceva vreme. Eu am stat mai prost cu memoria, nu mai țin minte exact ce mi-a ieșit atunci, dar bănuiesc. Și despre asta vom discuta. De unde ne-a venit ideea și cum am ajuns aici? Era chestia că dacă există vreo legătură între creativitate și personalitatea unei persoane. Cum influențează personalitatea, dacă influențează, evident, creativitatea în general și tipul de creativitate pe care îl avem. Și spunem așa, câte ceva despre acest test conform Adobe. Testul tipuri creative este o explorare a numeroaselor fețe ale personalității creative. Foarte fancy de altfel. Baza pe cercetările psihologice, care nu se știe, testul vă evaluează obiceiurile și tendințele de bază. Cum gândiți, cum acționați, cum vedeți lumea, pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine cine sunteți ca om creativ. De-ar fi așa ușor. Probabil este momentul oportun de a spune că acest, cred, deși util, nu o să fie întotdeauna la fel. Adică, refăcând testul, la unele întrebări puteam să răspund și A și B, dar te obligă să alegi unul dintre ele. Deci astăzi poate ies un anume tip, mâine posibil să fie un alt tip. Însă este destul de interesant pentru că aceste tipuri merg mână în mână și o să vedem acum care sunt și cum funcționează. Dar din nou este subiectiv și poate influențează starea de spirit, ziua în care faci testul și așa mai departe. Deci nu e ceva neapărat 100% corect și bătut în cui. Răspundeți la aceste 15 întrebări și veți obține o înțelegere mai profundă a motivațiilor dumneavoastră, plus o perspectivă despre cum să vă maximizați darurile naturale și să faceți față provocărilor. Și chiar ei spun că aceste tipuri de personalitate nu sunt etichete alb-negru, adică nu sunt bătute în cuie. Da. Gândiți-vă la ele mai degrabă ca la niște indicatoare care vă îndrumă către întregul vostru potențial creativ.
Deși probabil există un tip de bază care te descrie cel mai bine, poți să schimbi tipurile în diferite momente ale vieții, ale carierei sau chiar în diferite etape ale procesului creativ. Mulțumesc, Adobe, că ai spus ce am spus și eu în cuvinte mai frumoase. Creativ fiind, ai un pic din toate cele 8 tipuri în interiorul tău. Cine vrea să înceapă cu testul și ce a ieșit? Să o luăm așa. Mă ofer eu aici. Curaj, găină, că te tai. Da. Dragă Paula. Da. Ce tip creativ ești? The dreamer. Visătoare. Ești visătoare? Da. Cu ochii deschiși așa toată ziua. Și cum visezi? Frumos? Câteodată, da, mai am și coșmaruri, depinde de... Dacă mă uit la filme de groază sau nu. Bun, crezi că ți se potrivește acest tip creativ? Da. Cel puțin în momentul de față. Da, da, da. Da, da. Ești visătoare 100%. Da, da, da. Bun, hai să vedem ce înseamnă a fi visător. Păi, dreamerul sau visătorul în română, ai următoarele puncte forte. Ești conectată cu emoțiile și cu imaginația, cu empatia și cu sensibilitatea. Eu zic că da. Mamă, cum? De ce? Unde? În care? Cum? Cine? Pentru că, sau mă rog, depinde acum cum privești. Dacă sunt pasionată de ceva, uite cum vorbeam mai devreme despre fotografie, îmi place așa să încerc să produc, să zicem, imagini care ating cumva latura emoțională și sensibilă și îmi place să îmi exprim eu idei prin chestia asta. De asta zic că probabil, adică probabil, sigur, întotdeauna mi s-a părut că mi se potrivesc caracteristicile astea și prin alte, să zic, laturi artistice am încercat așa să-mi exprim emoțiile, m-am cochetat puțin și cu cântatul și cu pictatul, învățat la diverse instrumente să cânt, dar parcă fotografia mea a rămas așa cel mai ușor mediu de a exprima ce simt și... E interesant asta, că e o ca oarecare un salt de la una la alta, pentru că muzica e pe partea auditivă și ai trecut la fotografie care e pur vizual, da, și da, n-auzi nimic. Și folosește toate simțurile. Da, da, da. Cum, sunt curios cum a fost trecerea asta, de unde până unde. Sunt de fire foarte curioasă și dacă îmi place ceva, încerc să studiez lucrul respectiv, să văd dacă îmi iese. Dacă, chestia cu muzica a pornit de la faptul că îmi plăcea să-mi cânt eu singură anumite cântece. Pe vremuri când n-aveai telefon, smartphone și ascultai muzică oricând, oricum. Și cumva m-a prins în timp. Pe urmă, versurile, ce însemnau ele, încercam să caut versuri sau, mă rog, melodii cu diferite mesaje care rezonau cu mine. Mi-am dat seama că rămân așa la nivel de karaoke, adică n-am insistat, mai spărgeam urechile vecinilor, dar asta i-am zis că încerc, pentru că mi s-a părut ceva că îmi place și zic why not, adică n-am nimic de pierdut. Și fotografia cumva m-a captivat mai mult, să zic, pentru că mi s-a părut că parcă am niște rezultate mai vizibile și parcă procesul creativ mi se pare un pic mai interesant. Ai liniște să te gândești așa la ce vrei să faci, poți să testezi o grămadă de lucruri și poți să cauți, nu știu, diverse idei, poate foarte abstracte, pe care să le exprimi. Și e un mediu foarte diferit de a te exprima față de muzică. Adică chiar dacă, hai să zicem, niște melodii, nu cred că poți să exprimi aceleași tipuri de sentimente sau trăiri într-o melodie cum faci cu o imagine, de exemplu. Cum folosești atunci toate lucrurile astea legate de emoție și în munca ta? Pentru că ești UI UX designer, toate hobby-urile tale sunt super artistice și în zona asta, dar jobul pare destul de, nu știu, pus în niște cutiuțe așa sau nu e adevărat. Pe de o parte, da, adică dacă este să mă gândesc la desena interfețe, depinde de ce produse faci, da, care sunt poate pentru consumatorii uzuali, să zicem, nu știu, o aplicație de închiriat biciclete, poate ai mai multă creativitate. Sau o aplicație care prezintă, nu știu, diverse medii artistice sau îți dă informații despre picturi, tablouri, whatever, știi? Simți că poți să fii un pic mai creativ și mai jucăuș cu treaba respectivă. Dacă e să faci ceva mai tehnic, cum am acum un produs la care lucrez, îmi place că cumva mă forțează să las așa un pic partea asta visătoare și să trec totuși la lucruri mai concrete, chiar dacă
simt că eu aș vrea așa să zbur de ideile pe câmpii, dar parcă stai să revenim la realitate, să facem lucruri concrete, să facem lucruri utile, să simt că totuși produsul la care lucrez ajută pe cineva și rezolvă o problemă reală. Și cumva aici atinge iarăși definiția creativității, da? Că nu e vorba numai de arte, e vorba de a veni cu o soluție, acum nu știu dacă neapărat e inovativă mereu, dar cu o soluție să faci ceva mai util, știi? Și cred că îndeplinesc treaba asta câteodată. De cum ai aplicat FISA? Să fii UI UX designer e jobul perfect pentru creativitate. Că dacă stai și gândești, cum am discutat și cu partea cu gândirea convergentă și divergentă, le ia mână-mână pe amândouă. Că poți să fii mega creativ când vine partea de UI, interfață, faci ce vrei acolo, design și așa mai departe, floricele pe câmpii. Dar când vine vorba de UX, interfața acolo e pur logică și structură și să te gândești wireframe. Da, exact. Care e cea mai bună metodă, cea mai structurată, cea mai logică de a duce userul din X în Y. Foarte mișto. Și ceea ce ziceai tu mai devreme, duce și în celelalte caracteristici de care vorbește de la Adobe, legate de potențialul neexploatat. Și cred că jobul exact asta face acum cu dreamerul, vizătorul din tine, da, pentru da. Că te aduce un pic în realitate și să vezi exact. Exact cum să le folosești ca să fie utile și da, reale. Da, da. Că tot am vorbit de potențial neexploatat, să vedem care este pentru visător. Spune așa, utilizarea visurilor pentru a alimenta acțiunea în lumea reală. Exact ceea ce spune mai vreme. Da, da, da. Și ce dacă? Eu am citit de aici că spune frumos. Așa. Iar colaboratorul ideal pentru tine, dragă Paula, este inovatorul. Da. Eu în trecut. Tu în trecut? Eu în trecut, da. Ia să vedem noi. Dar până atunci... Nu, terminăm cu Paula, nu e okay. Terminăm cu Paula, da, și da. După aceea. Bun, bun, bun. O păstrăm în lumina reflectoarelor. Să mai vorbim puțin despre ce spune Adobe despre visător. Lumea este un loc de frumusețe și magie în ochii unui visător. Da. Acolo unde alții văd fapte și cifre, tu vezi simboluri, metafore și semnificații ascunse. Da. Ce mișto, cum e da, asta? Da, ești de acord? Da, în sensul că nu sunt, cum ziceam mai devreme, știi, trebuie să asculți foarte mult, să fii observator al lucrurilor, așa, dacă vrei să vii cu idei bune, știi, să tot să te întorci la o chestie dacă te bântuie o idee, bă, dar cum ar fi dacă privești prin altă perspectivă, cum ar fi dacă văd chestia aia diferit, cum ar fi dacă, uite cum am încercat să fac de curând și în percepția mea zic că a ieșit, n-aveam posibilitatea să fac niște poze frumoase la munți, și am prins niște cabluri în context și am încercat să prind ceva mai, cum să zic eu, poate nu neapărat frumos pentru oricine, dar să fie așa o perspectivă diferită, bă, uite că poate să fie un cadru frumos și cu cabluri în, și vezi un semafor, vezi un semn de circulație, adică poate vrei să le înlături pe toate, dar până la urmă, dacă ai muntele singur în cadrul respectiv, mai sunt alte sute de milioane de poze care arată munți frumoși, știi? Hai să fac eu ceva diferit. Poate sunt câțiva care văd un potențial în chestia aia. Dacă nu, măcar știu că am exprimat ceva ce mi-a plăcut mie și I let it out there in the world. Maybe it inspires someone, știi? Da. Interesantă chestia asta, pentru că ce mai scrie aici, lumea interioară este întotdeauna acolo unde te-ai simțit cel mai mult ca acasă. Da. Este? Da. Sunt o persoană mai introvertită, așa și... Fix asta voiam să întreb, că aici aduce introvertit, extrovertit. Ești mai introvertită de obicei? Sunt mai introvertită de obicei, dar dacă găsesc oameni cu care simt că rezonez ok și care simt că, nu știu, mă simt în siguranță în preajma lor, simt că am ce discuta cu ei, pot să devin destul de extrovertită. Deci aș zice undeva la mijloc. Dar inițial dacă mă pui așa într-o cameră full of unknown people... I will freak out. Adică sunt așa și eu ce caut aici și trebuie să fac aici, mă ascund acolo în ultimul scaun din spatele sălii și vedem ce se întâmplă. Din nou, se leagă cu ce zice Adobe. Ca să vezi. Cel mai mare dar al tău este profunzimea ta, profunzimea sensibilității și a empatiei, care îți permite să dai voce emoțiilor umane universale într-un mod care îi atinge pe oameni la un nivel profund. Sună frumos și pompos. Da. Dar în principiu, din punctul meu de vedere, cel puțin asta am înțeles,
cam asta ai zis, ok, introvertită la început, pentru că de aici vine partea de sensibilitate și empatie și emoții și toate cele, dar când întâlnești oamenii potriviți, să spunem, deschizi și impactezi și pe ei prin darurile tale. Da, da. Și empatizez foarte mult cu oamenii, adică sunt genul ăla de persoane care plânge la filme, știi? Mă uit la de 3 ori la, nu știu, Bohemian Rhapsody și tot plâng când e omul bolnav și așa, adică am chestia asta, știi? Da. Super tare. Și acum sunt curios cum Dumnezeu o găsitește de la Adobe fix pe fix, zici că zic horoscop aici. S-au inspirat din alte teste care sunt legate tot de măsurarea creativității. Mororile sunt întrebări care se regăsesc și în altele. Asta da, da. Dar să te întreb acum, care crezi că este cea mai mare provocare a ta ca visător? Cum ziceam, dacă n-ar fi jobul care să mă aducă puțin cu picioarele pe pământ și să trebuiască să am deadline-uri, să prezint chestii, aș visa și n-aș... Simt că problema este că oricâte idei sau vise aș avea, la un moment dat, dacă nu sunt mai organizată, nu le pun pe foaie, nu-mi pun eu niște deadline-uri de care să mă țin, sau nu știu, nu mă implic în situații în care, bă, trebuie să termin ceva până atunci și trebuie să fim cu un rezultat și îmi place, nu-mi place, am inspirație, n-am inspirație, mă simt creativă, nu mă simt creativă, I have to deliver something, știi? Asta simt că îmi lipsește, știi? Să fiu mai organizată și că așa idei am multe, dar știi cum e cu ideile, dacă le irosești sau le uiți acolo sau nu încerci să pui câteva din ele în practică, la un moment dat degeaba le iei, ca și cum nu le-ai avea, știi? Și nu toate sunt bune. Dar dacă nu testezi, iarăși, n-ai unde să știi. Da, și să le scoți în lume, asta e important. Exact, exact, da. Cu alte cuvinte spuse de Adobe, cea mai mare provocare a ta este să înveți să echilibrezi visul cu acțiunea disciplinată. Adevărat, a grăit Adobe. Bun. Și după cum am spus mai devreme, trebuie să colaborezi cu inovatori. Da. Și acum, până să trecem la Alexandra, care este o fostă inovatoare. O fostă. Folosesc tipurile în funcție de cum am nevoie. Cum bate vântul, am înțeles. Îți aduci aminte ce erai înainte să fii visătoare? Sau tot visătoare mi-ai ieșit. Tot visătoare ai fost? Da, nu m-am schimbat. Cred că o să fiu toată viața așa, nu cred că... Sau poate mici momente sau situații sau proiecte care să mă echilibrez un pic, dar cred că tot o să fiu așa cu gândurile la floricele pe câmpii. Mai mișto asta. Hopefully. Dacă produc ceva util în lumea asta, la un moment dat, din toate gândurile pe care am, should be good. Ziceam mișto, e mișto consecvența. Da, că da. Ai fost visătoare și chiar și azi, mă rog, după cum am spus, poate să schimbe de pe o zi pe alta, dar tu ți-ai ieșit tot visătoare. Da. Adică e super strong la tine chestia asta. Da, 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 se pare că nu scap de nu felul scap, ăsta de a fi, da, da, nu cred că. Păi și cum visezi? Ce visezi? Vise așa, propriu zise, n-am, dar idei foarte multe din tot ce mă inspiră, știi că, nu știu, văd un documentar despre cum e lumea. Băi, da, uite, nu știam chestia asta, băi, e interesant lucrul ăla, bă, poate e util cândva. Sunt și foarte multe lucruri pe care poate le învăț la un moment dat și le uit. Adică îmi pare rău așa, știi, că pierd niște noțiuni și după aia dacă chiar m-au interesat la un moment dat revin asupra lor și încerc să mai studiez un pic problema. Dar... Cum te impactează? Adică te impactează direct atunci când, să zicem, nu știu, te-ai dat la un documentar și te-ai inspirat într-un fel sau altul. Acționezi imediat pe chestia asta sau păstrezi, ți-a venit ideea și o lași așa să marineze puțin și după aia revii la ea? Cred că o las să marineze, pentru că, vezi tu, depinde despre ce este vorba. Dacă este ceva legat de fotografie, poate încerc să aplic imediat că știu că am așa o mică pricepere în zona aia. Dacă e ceva super general, poate n-am la ce să folosesc informația respectivă imediat într-un proiect sau într-o idee pe care o am, dar o pun acolo la dospit. Că până la urmă ideile și aha moment se produc în subconștient, de-aia te trăznesc, ba când ești la duș, ba când ești în parc, ba cum mi-a căzut un Newton mărul în cap. Adică e bine să aduni informație că până la urmă așa faci conexiunile și s-ar putea cândva să-ți fie util. Și dacă nu ți-e util, măcar e bine pentru tine să știi cam cum se învârte lumea și care e realitatea și ce lucruri interesante poți descoperi, știi? Adică doesn't hurt. Că tot am menționat de inovator și am spus că Alexandra este o fostă inovatoare și posibil viitoare inovatoare, nu se știe, în funcție de nu zi. Nu sunt atât de consecventă pe cum Paula îmi pare rău. Să vedem.
Ești fost inovator, acum ești? Producătoare. De la inovator la producător? Nu e așa o trecere? Nu este foarte departe. Și asta pentru că ce spune cei de la Adobe este că ca și putere creativă este capacitatea de a genera idei noi și soluții inovatoare. Și am avut, probabil că este foarte mult legat de locul de muncă, pentru că fix în perioada respectivă cam asta făceam. Eram la nivelul de hai să aducem idei noi de cum să funcționăm mai bine ca echipă, cum să ne integrăm mai bine în organizație, ce trebuie să aducem nou ca să, nu știu, să funcționeze organizația de sales mai bine, cum să fim noi mai mișto și mai apreciați și toate lucrurile. Doar că erau foarte multe idei, dar nu ajungeam neapărat în execuție. Și asta, de fapt, a fost problema și neexploatarea potențialului respectiv. Și aveam nevoie de oameni, pe cuvânt, dacă știu cum să-i zic în română, the maker, făcătorul. Făcătorul, sună... așa. Făuritorii. Da, bun făuritor, da. E foarte ciudat. Și de fiecare dată găseam persoane de genul ăsta care să mă ajute să execut ideile. Ce am făcut între timp, pentru că testul l-am făcut undeva în 2020, acum recent pentru podcast l-am repetat și a ieșit producătorul. Apropo de exploatarea potențialului, s-a schimbat un pic ideea. Și ca să ne ducem la producător, punctele creative ar fi abilitatea de leadership, capacitatea de a face lucrurile să se întâmple. Deci mi-am... S-a făcut boss între timp și... M-aș vrea... boss nu știu dacă înseamnă manager sau ceva, dar mie îmi place mai mult să fiu lider decât manager. Mi se pare că ești mult mai apreciat de un grup și de o echipă. Stați mă, că n-aveți loc de Alexandru, stați puțin. M-a luat cu transpirație. Cer scuze pentru lipsa de modestie, dar este pur și simplu, asta e mie personalitatea. I'm good at being a leader, what can I say? Păi, în principiu ar trebui să zic alții asta, să zici tot despre tine. Paula? Approve. As far as I know, I approve. Da. Păi și cum ai ajuns tu așa boss leader? Nu e vorba de a fi boss leader. Cred că ceea ce m-a ajutat foarte mult a fost experiența. Adică chiar aveam conversații în ultima vreme pentru că sunt destul de multe schimbări și toate companiile sunt afectate de tot ce se întâmplă în piață. Context economic, război, pandemie, sunt toate acolo și ne afectează pe toți. Și pentru că se întâmplă astfel de schimbări, faptul că sunt în companie de 8 ani, devii persoana care, nu știu, the go-to person, în care ar putea să-ți dea niște sfaturi, niște idei, cum ai putea să reacționezi într-o anumită situație, cum poți să ai o conversație diferită cu un manager sau un coleg. În general, situații mai complicate, mai dificile. Și cred că de aici ideea. E vorba de acumulat experiență până și vechime într-un loc și într-o anumită situație. Cred că de aici. Deci, de fapt, nu s-a schimbat neapărat personalitatea, s-a schimbat mediul înconjurător la tine. Și mediul înconjurător, dar și personalitatea, pentru că aș putea spune că cu ceva vreme în urmă nu aveam la fel de multă încredere în mine. Și în general toți oamenii din jurul meu îmi spuneau, ai idei bune, de ce nu le exprimi? Ai idei bune, de ce nu vorbești? Și eram, nu știu, am o teamă dacă nu o să fie bine primită sau dacă... Și răspunsul de fiecare dată a fost... De câte ori ai spus ceva și a fost atât de greșit încât să nu mai vrei să ieși de sub birou? Ok, nu s-a întâmplat. Ok, și atunci speak up. Faptul că am fost încurajată de fiecare dată de oamenii din jurul meu m-a ajutat foarte mult să mă duc mai mult în zona de leadership. Ei vedeau potențialul, eu nu, și atunci au lucrat foarte, foarte mult cu mine și trebuie să le mulțumesc. Iar au fost foarte mulți oameni în jurul meu care mi l-au ajutat. Interesant, interesant. Doar că în cazul de față, potențialul neexploatat este în echilibrarea productivității cu scopul. În momentul de față, producătorul în toate astea este the doer.
și ei spun că este doerul prin excelență al tuturor tipurilor creative. Da, zi în română că ești făcătoare. Sunt făuritoare. Mulțumesc, așa, Paula, că e mai frumos. Mai magic, vedeți? Exact, exact, am văzut altfel lucrurile. Sunt foarte orientată către oameni, sunt super analitică, pragmatică, în același timp și dinamică, îmi place să inspir oamenii. Haide, dacă ne-am apucat să facem un proiect, băi, nu contează ce ne iese în cale, o să se întâmple. Și asta pentru că îmi place să găsesc de fiecare dată oameni care mă ajută. Spuneam și la început asta. Îmi place să lucrez cu oamenii pentru că poate nu sunt capabilă și îmi recunosc limitele de a aduce mereu idei inovatoare. De aceea am nevoie de către un dreamer, de către un inovator, de către un visător aventurier și ce mai avem în program ca să mă ajute să produc mai multe idei. Dar apoi, dacă avem idei, mă ocup să fie executate până la capăt. Poate să se pună și VP-ul de-acu urmezișul, că nu... Este liderul din tine. Da, calci pe cadavre. Nu, nici chiar așa. Nu sunt genul ăla. Aș fi fost mai sus dacă aș fi făcut asta. Interesant, interesant. Păi și așa, cu cine lucrezi cel mai bine? Ce zici acolo, Adobe? Lucrez cel mai bine cu visătorul. Cu visătorul? Pam, 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 pam. Da, m-am pus eu pe canapea acolo. Ai văzut? Da, 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 spuneam. Da. Am înțeles, sunt singurul de aici care nu lucrează bine cu voi. Da, nu știu cum am reușit să facem podcastul ăsta. Împreună, exact. Sigur, cineva era altceva la un moment dat când am pus bazele. Să sperăm că tu, că la mine e clar. Astea două au fost în ultimii 2 ani, 3 ani, așa că... Asta nu mai țin minte exact ce eram acum ceva vreme, dar nu mai știu ce sunt acum, dar nu ești contează. Ești gânditorul. Sunt gânditorul? Da, ești thinker. Aia, gândesc prea mult, băgă-mi-și picioarele. Și că ai foarte multe puncte foarte creative. Curiozitate intelectuală. Așa este. Da. Capacitatea de a găsi și de a crea sens între teorie și practică. Așa este. Mai departe, continuă. Cum reușești? De unde vine această curiozitate intelectuală? Nu cred că surprinde pe nimeni că mi-a ieșit gânditorul. Da, fiind faptul că stau să le pitrocesc pe toate părțile și n-ajung nicăieri. Consider că mă inhibă mai mult chestia asta tocmai pentru că stau și gândesc și gândesc și gândesc și gândesc până la dâns și bătrâneți și nu ajung, ok, poate ajung la unele concluzii, dar nu cred că sunt concluziile la care ar trebui să ajung sau nu cred că sunt îndeajuns de bune sau creative și going back to the drawing board, iar gândesc. Până la un moment dat cu gânditul ăsta îți bași picioarele că nu mai ai chef să gândești, iese fum și toate cele. Și de asta aș lua-o mai mult ca pe o chestie neapărat negativă, că trebuie să gândești până la urmă. Dar trebuie să-ți impui anumite limite și cred că aici revenim la ce zicea John Cleese, să-ți oferi timp, dar să-ți oferi un timp specific și limitat în care să fii creativ, în care să gândești. Iar ce ține de legăturile între, nu mai știu cum ai zis, legături între ce? Legăturile între a crea sens între teorie și practică. Așa. De a crea acest sens între partea teoretică și partea practică, ține din nou de pragmatismul meu semidus la extrem. Pentru că, și asta nu mai știu, nu țin minte exact în ce, cred că în cura Luca, că am zis că sunt un fiind cunoscător al firii umane, și tocmai de acolo, ceea ce consider eu nu înseamnă că este neapărat adevărat, o luăm așa. Dar de ce cred chestia asta? Tocmai pentru că pot face legături între ceea ce văd în momentul de față și ceea ce am experimentat în trecut. Pentru că indiferent de cât de special sau diferiți ne credem noi sau am vrea să credem că suntem, nu suntem. Există pattern-uri și modele în fiecare dintre noi. Și... n-aș putea spune exact de unde am această atragere către a face conexiuni, dar nu știu cum să o pun în cuvinte asta. Ceva acolo, există un declic. Și nu țin neapărat minte, pentru că vreau să țin minte, dar rămân undeva imprimate acolo în căpșorul meu, în mintea mea, ceea ce văd în jur la oamenii cu care interacționez. Și ați fi surprinși dacă ar sta și ați
ați fi prezenți și atenți la ceea ce se întâmplă în jurul vostru, cât de mult deja vu există în viața asta. Deci, lumea, oamenii în general, instinctul este întotdeauna același și reacționează la fel. Și de acolo e ușor să zici, băi, de asta e că eu am mai avut chestia asta cu altă persoană și a reacționat așa. Ia uite că și Bixulescu a făcut fix la fel. Băi, există ceva acolo și așa funcționează mintea. Și faci conexiuni între ceea ce ai văzut și ceea ce ai experimentat. Și la fel și cu propriile trăiri și emoții și gânduri și toate cele. Băi, cred eu că sunt the special snowflake, dar nu este adevărat. Ceea ce simt eu sau ceea ce am simțit, simt și alții. Și mi-e foarte ușor. Și până la urmă e vorba și de încredere în sine să expui chestia asta. Dacă ai, nu știu, o conversație cu cineva și crezi că persoana respectivă se referă la o anume chestie, deși nu o verbalizează în modul ăla, am curajul și încrederea necesară. Băi, dar tu de fapt vrei să spui chestia asta, nu? Că ai avut așa și așa și așa. A, da, corect. A, uite. Pentru că să-i am avut continui eu... ideea, da. Exact, da. Am avut și eu chestia asta, gândurile astea. Sau am discutat cu cineva care a fost fix în situația asta și a reacționat fix la fel. Nu știu unde vreau să duc cu chestia asta, dar cu legătura... De obicei zice super scurt tot ce ai zis tu în multe mulțumesc. Cuvinte. Ca de obicei. Ești mulțumit, nu la asta... Mulțumim, nu sunt niciodată. Gânditorul face din căutarea cunoașterii și a adevărului o căutare pe tot percursul vieții. Uite cât de frumos a zis frumos, ceea frumos. Ce ai vrut tu să spui. Frumos. E foarte interesant că ești mulțumit să petreci mult timp din timpul tău singur, studiind subiecte care te fascinează și interacționând cu lumea ta interioară a ideilor. Da, cu totul de acord. Greu să scoată omul din casă. Da, n-ai ieșit la bere cu noi când am fost Paula, vezi? A, era. Avea o idee strălucită și stătea să o pitrocească. Măcar. Cred că asta are mai mult de a face cu faptul că în copilărie eram introvertit, 100% dus la extrem. Adică introvertit. Și deși cu timpul m-am forțat și obligat într-un fel să scap, neapărat să scap, dar să trec peste această introverteală, nu contează, am inventat un cuvânt, și să ajung la partea de a fi extrovertit, ceva a rămas. Nu, indiferent de ce schimbare radicală ai vrea să faci în viața ta, nu o să poți să scapi 100% de ceea ce erai pentru o bună bucată de vreme, toată copilăria până la urmă, până am ajuns în liceu, deci inclusiv școala generală, introvertit eram. Și n-am putut niciodată să scap de chestia asta. Și da, instinctul, starea mea naturală, întotdeauna mă duce de a fi eu singur cu gândurile mele. Și acum să fiu și puțin arogant, deși nu cred. Și experiența mi-a demonstrat că ar trebui să mă bazez mai mult pe ceea ce cred eu și pe gândurile mele decât să mă bazez pe ce zic alții. Pentru că experiența a dovedit că în proporție de cel puțin 90%, eu am dreptate și alții nu. Trebuie să-ți găsești și persoane de încredere cu care să poți... Cu totul de acord. Dar asta zic, instinctul... Da. The low hanging fruit, la ce mă duc pentru prima oară, este la mine și să fiu eu cu gândurile mele introvertit în căsuța mea aici, în mă Biroș. Mă regăsesc, deci... I agree. Fiind aici la momentul de terapie, păcat că nu ești tu pe canapeluță, ce te la Adobe îți spun așa... Dragă gânditorule, încearcă să nu te lași prea prins de concepte și lucruri abstracte. Ideile grozave sunt menite să fie aduse la viață. Ieși din birou, primul pas. Al doilea, ieși din casă. Al treilea, meet people. Și mai departe, probabil că tot ceea ce se întâmplă super frumos în capul tău ar putea să-și prindă viață. Poți să-ți produc ideile dacă vrei. Mulțumesc. Le transform în ceva frumos. Cu totul de acord, dar din nou, și acum Paula contrazice-mă, că ai zis că știi la fel, e destul de greu. Adică tragerea aia de inimă nu e acolo 100%. Și eu mai am momente destul de multe în care vreau să interacționez, pentru că această interacțiune cu oamenii, tocmai pentru a fi un observator al celor din jur, trebuie să-i cunoști, să ieși cu ei și să vezi ce se întâmplă. Adică nu, că dacă aș fi rămas singur toată viața închis în camera mea, n-aș fi avut de unde să am experiențele necesare pentru a putea trage concluzii și așa mai departe și de a face legături. Dar, din nou, nu este
ceva ușor, adică la prima chestie, instinctul nu e ala, a, gata, trebuie să ies să fac asta cu X, Y și Z. Da. E... Nu-ți vine natural. Exact, nu-ți vine natural. E, bă, da, știi plăcea... că e util, îți dai seama care ar fi beneficiile și așa mai departe, dar you return to your safe self, ca să zic așa. Exact, gânditorul le gândește și știe beneficii și părțile nasoale. Da. Durează până iei decizia de a ieși sau de a nu a ieși. Doamne ferește, ieși pur și simplu, nu mai gândi. E frig afară astăzi, n-o să ies. Lasă că nu mor că e frig. Paula, tu cum treci peste chestia asta? Păi, depinde ce motivație am. Sunt, cum ziceai și tu, acum mi-ar plăcea să ies, de exemplu, mai des, să vizitez muzee, să mă duc, nu știu, la teatru, să mă duc și singură în locuri, which I don't do often, știi? Adică, depinde, na, la cumpărături, la de-astea, whatever, știi? Dar în situația așa, să mă duc, cum ziceam mai devreme, nu știu, într-o sală sau să prezint ceva, gata, mi-ai luat sufletul, adică, nu. Dar... înțeleg beneficiile, înțeleg că poți să înveți de la oameni, poți să ai discuții interesante, poți să legi prietenii foarte nice. Există studii că, practic, dacă ești așa a lone wolf, la un moment dat spre bătrânețe apare și un declin ăsta cognitiv și poți fi mai predispus la anumite boli neurologice, de exemplu. Băi, nu, hai. And it's scary. Deci dar... doar pentru asta ar trebui să încep să ieși din casă, adică... Dar cum zicea și Costin și eu, practic amândoi avem la un moment dat părți de... în care suntem mai extrovertiți, știi? Și atunci, with the right people, we are jolly and outgoing, ca să zic așa, știi? Dar nu cred în chestia că trebuie să forțezi lucrurile sau să compari. E foarte interesant să vrei să te interesezi și să încerci să fii empatic, să te pui în încălțămintea altuia, cum s-ar zice, știi? Și să vezi, măi, el de ce simte așa. Că e ușor să judeci din perspectiva ta, știi? Și eu judecam din perspectiva mea, mă, dar toată lumea e foarte zâmbăreață, foarte sociabilă. Toți cuțiții, muții, iubii, pupici, îmbrățișuri, așa, bătai tot nou, eu, adică stai așa un pic, știi? Dar dintotdeauna am observat chestiile astea, știi? Și eram așa, zic, păi, mi-ar plăcea, adică văd așa potențial că ești un om nice și mi-ar plăcea să interacționez mai mult, dar nu, adică, I need time, știi? Îmi pare rău, Paula, că te-am îmbrățișat de dimineață. Nu, că nu ne știm de ieri. Probabil dacă ne știam de ieri, n-aveam curaj să vin la podcast, știi? Eram acolo, stai, nu, too difficult, știi? Deci... există posibilitate, dar fiecare are ritmul lui de a face lucrurile și felul lui și e bine să nu le forțezi, că, așa cum spuneai și tu, ajungi tot la varianta ta cu care te simți mai bine și ți-e mai naturală și n-ai ce să faci. Așa e valabil și pentru extrovertiți, nu o să poți să-i faci să fie izolați, că probabil ar înnebuni, știi? Da, fiecare e cu felul lui, da, să fie deschiși fiecare, știi? Să încerce și the other side. Da, chestia asta cu forțatul. La mine eu asta trebuie să fac. Deci când am luat în liceu, la începutul liceului, decizia de a renunța la a fi introvertit și să devin extrovertit, a trebuit să o duc la extrem. Pentru că altfel știu că nu aș fi reușit. Adică când am luat decizia asta și am zis gata, de azi fac ce trebuie să fac, am dus, ok, trebuie să fiu extrovertit, dar la extrem, pentru că altfel dacă făceam cu jumătate de măsură, nu rezolvam nimic. Eram conștient că, ok, poate o încerc cu 1, 2, 3 și după aia revin la ce mie natural și familiar. Deci asta cu pușuitul, cu împinsul și cu încercatul și așa, o înțeleg, sunt și de acord, dar dacă vrei într-adevăr să faci o schimbare radicală, ar cam trebui dusă cât de cât, nu-ți imagina că m-am dus și am alergat dezbrăcat pe stradă sau așa, dar dusă destul de la limit acolo, ca să te obișnuiești cum se simte toată treaba asta. Și cu ideea și cu să te obișnuiești cu manerisme, cu ce trebuie să faci, cum trebuie să vorbești, cum trebuie să te exprimi, unde trebuie să râzi, ce glume proaste trebuie să faci și așa mai departe. Nu râde. Pentru că o mare parte din, la cel puțin la cum văd eu, în a fi extrovertit, este fix chestia asta să nu ai filtru. Adică asta să spui ce ai pe cap, indiferent de cum are și că este o prostie, că nu, asta e partea a doua. Dar să fii îndeajuns de încrezător în ține și confortabil
cu consecințele, nu neapărat cu tine și cu ceea ce zici, dar cu consecințele, că poate o persoană o să interpreteze ceea ce ai zis într-un mod negativ. Să fii ok cu consecințele, că băi, dacă cineva a înțeles chestia asta și e nasol, ok, mi-o asum, trăiesc cu consecințele, dacă pot să repar, repar, da. Dacă nu, aia e. Și asta e și Ana, acum că vorbim cu introvertit, extrovertit, dar la fel și cu partea creativă, pentru că există ceea ce se numește The Big Five, că erau cele 5 caracteristici ale unei persoane creative și cele 5 sunt deschiderea la experiențe noi, conștiința, de a fi extrovertit, de a fi agreabil și nevrotismul. Și there you go. Am zis aici, până acum am discutat de partea asta de a fi extrovertit, care duce la creativitate tocmai prin faptul că îți dai voie de a spune chestii fără să-ți pese neapărat de consecințe sau le accepți așa cum sunt, dar mai mult de atât, deschiderea la experiențe. Da. Și deschiderea la experiențe cam merge mână-mână cu extrovertitul. In meeting people. Yes. Exact, de a cunoaște oameni și de a fi deschis, de a nu spune nu, de a accepta orice, mă rog, până la o limită, de a accepta ceea ce se întâmplă în jurul tău, de a fi deschis și de a vedea totul din perspective diferite. Dar nu e chiar neapărat cu limite, apropo de a accepta orice cu anumite limite, că despre asta este nevrotismul. Este ideea de a experimenta și de a procesa emoțiile negative. Și în asta vine feedback-ul negativ, pentru că atunci când lucrez și în domeniu, vorbeam foarte mult despre domeniul creativ și de adus ideile în lumea reală și cerut feedback și până la urmă în design thinking despre asta este vorba. Pornești de la discovery și ajungi într-un final în testing și în feedback, apoi să-ți rafinezi produsul, ideea. E super important acest nevrotism, adică să nu-l duci la extrem și la un moment dat să nu accepti, nu știu, ideile altora sau să-ți se pară că a ta este cea mai bună și să... E un echilibru așa foarte, foarte fin între toate. Dacă am zis nevrotism, e de fapt mai mult o vorba de stabilitate emoțională. Da. Stările da. De anxietate, mai da. Mare sau mai exact. Mică, în diverse cu cât contexte. Cu ești mai calm și accepti ceea ce se întâmplă în lucru în jurul tău și le procesezi într-un mod pozitiv, cu atât îți permiți să fii mai creativ. Că asta e că dintre cele 5 pe care le-am menționat, unele sunt direct proporționale cu creativitatea, iar altele sunt invers proporționale. Uh-huh. Partea de agreeableness, de a te face agreabil, asta este invers proporțională cu creativitatea. Cu cât ești mai agreabil, cu atât ești mai puțin creativ. Cu cât ești mai neagreabil, și ce înțelegem prin agreabilitatea asta? Încrederea în sine de a spune lucruri și de a-ți exprima opiniile. Cei care sunt agreabili sunt cei care rămân între dungi și nu, they don't rock the boat, nu vor să creeze valuri, nu vor să iasă în evidență, ei fac ce li se spune și sunt în consens, ăsta e cuvântul, cu cei din jur. Pe când cei care sunt mai puțin agreabili sunt cei care n-au probleme în a-și exprima opiniile și de a spune lucruri pe nume și așa mai departe, tocmai pentru că gândesc pentru ei, gânditor, și își exprimă ceea ce au de zis și așa, chică este contrar celorlalți. Dar poți să fii contrar și într-un mod diplomatic și să poți să spui lucrurile astea. Da. Dar am zis eu că nu pot să faci asta. Adică ideea e că dacă ești amabil și agreabil și pare că ești integrat într-un grup și ești un fel de yes man doar ca să fii acceptat în grupul respectiv, nu înseamnă neapărat că nu ți exprimi părerile. Trebuie, așa aici este fix balanță, echilibru de a ști cum să le spui. Adică ca și tu să-ți păstrezi identitatea și să nu ajungi în momentul în care îți pierzi orice valoare, orice nu mai gândești pentru tine, și alta este în care să spui frumos că I agree to disagree și de aici mai departe. Da, e mai ușor, e mai greu să vii cu argumente și să încerci să-ți potrivești explicațiile și cuvintele, să fii cât mai diplomat și, într-adevăr, trebuie să ai partea de empatie, că te filtrezi un pic mai mult, adică, ok, vreau să fiu obiectiv cât se poate, da, să nu îndulcesc totul și să creadă omul că e ideea minunată sau o persoană da. Minunată, dar cumva să găsesc căi în care totuși să-l ajut un pic și să îi spun, băi, uite, cam asta e realitatea, eu îți dau așa niște
piste de urmărit dacă vrei și tu încearcă să gândești pentru tine, știi? Dacă am, cam, eu am o altă părere pentru că. Nu, nu. Asta e la mine întotdeauna, că nu sunt neapărat Gigi contra, dar dacă nu sunt de acord cu o anume idee, eu n-am niciun fel de problemă întâi a spune, băi, nu. Dar de fiecare dată când zic nu, întotdeauna aduc argumente de ce nu. Da, asta, e, asta lipsește multor oameni, că așa nu, nu că nu-ți place, adică asta ajută și pe celălalt să înțeleagă și să facă o acțiune poate pe viitor, știi? Adică da, practic îl educi cumva și pe el dacă tu știi ceva mai bine, dar dacă zici nu, că nu-mi place mie sau nu dai explicații, omul nu prea înțelege ce să facă cu informația aia, că, care poate fi utilă, dar nu va exact folosi, doar pentru cum a fost livrată, știi? Și să știi să primești nu. Very side. Difficult, da, da. Foarte complicat acest... Asta ce-i drept, asta e cea mai complicată. Este, este, da. Dar acum cred că și asta are legătură cu, ok, primești nu, dar ce faci cu nu ăla? Din nou, încrederea în sine. Că ai primit nu, dar nu e capătul țării. Mai răsoare soarele mâine. Ce a adus argumente persoana respectivă când a zis nu ăla? Sunt valide argumentele alea? Că poți să le accepți sau poți să nu le accepti până la urmă. Le stai, le gândești, le internalizezi și zici, bă, da, ok, poate aici a avut dreptate, poate aici nu a avut dreptate. Și implementezi ce consideri, schimbi unde crezi că e... Na. Tocmai despre asta citeam la un moment dat că ajută foarte mult ca tu să fii, exact ce spuneam mai devreme, de ascultat și de înțeles și alte perspective și așa mai departe. Adică cumva dacă tu primești un feedback care, da, poate în emoția momentului nu-ți place, nu rezonează cu tine, dar faptul că ai primit explicația respectivă, e foarte important să vrei să încerci să gândești un pic altfel. Bă, poate omul a avut dreptate. Nu prea mi-a plăcut, dar hai să mai investighez un pic. Nu-mi place în prima zi, dar poate peste 2-3 zile este foarte greu de obținut chestia asta, adică nu zic că o aplic mereu sau ceva, dar așa se spune din ce am citit, că dacă încerci să privești din altă perspectivă și accepti totuși critica negativă, s-ar putea să beneficiezi, să vii cu alte idei creative și cu alte soluții și până la urmă așa înveți, că dacă rămâi doar cu mentalitatea ta, nu prea crești și nu prea te învârți în aceleași idei și cam alea sunt, știi? Cam, da. Nu mai treci de la inovator la producător și așa mai departe. Da, who knows, mai vedem peste câțiva ani. Mai facem și peste o lună, două, poate devenim mai creativi și mai încercăm. Ca să, la mine, nu mai țin minte exact ce am avut înainte, acum ok, sunt gânditorul, e perfect. Perfect. Păi mi se potrivește, e ca și cum ai zice că sunt rac și citesc o chestie super mega vagă, că ce fac racii în general și zic, da, perfect, sunt rac. Nu mai știu exact ce eram înainte, dar cu siguranță eram tot pe partea asta logică. Adică eu garantez că nu o să ajung în viața mea visător. Deci dau un scris de acum, bag mâna foc, că nu o să ajung 100% never visător. Never. Nici eu nu cred. Nu, sunt prea pragmatic și logic și le gândesc prea mult ca să stau toată ziua cu gândul nori, sună nasol. Dar așa, să fiu mega boem visător și ia uite și asta și asta și asta. Nu cred. Nu sunt eu. Și n-am fost niciodată. Depinde ce ar putea să facă un aventurier din tine. Ce faci aventurier? Aparent, el este persoana cu care ai lucrat cel mai bine. Pentru că are... te contrabalansează. Adică, da, din toată tot ce e analitica și introspectiva ta, aventurier e super expansiv, super extrovertit. Hai să experimentăm. Scoate din zona de confort. Exact. De acord. Trebuie să vrei să și ieși din zona de confort. Da, cu totul de acord. Cu totul de acord. Și asta e partea mișto a testului în sine și cum au categorizat ei aceste tipuri de persoane creative. Pentru că e un foarte mișto framework de a face brainstorming și de a selecta oamenii din echipă cu care faci brainstorming-ul respectiv în funcție de tipul lor de creativitate. Mă rog, ce tip de persoană creativă sunt ei. Tocmai ca să scoți ceva din chestia asta, că na, poate ai gânditorul care gândește chestiile pitroce și așa, visătorul vine cu ideile, producătorul le pune în practică, aventurierul dacă avem, nu știu, îmi dăm eu un șut în fund, fac un pas înainte și am făcut ceva, I don't know. De-aia e mișto chestia asta, e, din nou, nu e bătut în cuie, nu e 100%, că ne putem schimba de pe zi pe alta, dar să măcar este un punct de plecare. Când îți formezi sau când încerci să ai, nu știu, niște idei mega mirobolante,
păi am nevoie de persoana asta care să mă ajute. Eu am nevoie de aventurier, mă duc să-mi caut aventurierul. Greu de găsit, probabil, cei care nu cunosc testul sau așa, dar trimiși tu înainte, zic, fă-și tu testul ăsta, zici și mie ce ți iese acolo, că poate am nevoie de tine. Nu pe acolo în listă, în Excel, da. Tu ești de la tine. Dar, sincer, după ce am făcut testul ăsta, apropo de lucrat cu Dreamer-ul, mi-am dat seama de ce lucrez foarte bine cu Alexandru. Și el este un dreamer, m-am uitat pe rezultatele când le-am făcut în echipă. Și da, pentru că el tot timpul zice, da, aș fi, hai să faceți și așa și așa și nu știu ce. Și apoi eu le iau, le pun în practică și este perfect. The dream team. Da, da. Păi dacă tot ai lista, zici și mie care e aventurier. Măi, nu s-a... Nu cred că a ieșit nimeni atunci, da. Foarte mulți inovatori, sincer. Unele dintre ele chiar surprinsă să aflu de inovatori. Și dreamers, dar sincer cred că o să mai dau o dată în echipă, sunt curioasă ce mai este, oricum avem și oameni noi, da. Ar fi interesant de văzut. Da, deci, să mai aducem la podcast și alte personalități, să putem le dezbate și să comparați, da. alte tipologii. Așa vorbim despre ele, putem să le numim, dar e greu fără să le dezbați cu o persoană de genul. Apropo de asta, că nu am zis care sunt toate, nu? Hai să vedem, deci avem așa. Un moment, por favor. Bun. Deci, mai avem artistul. Care este treaba cu artistul? Abilitatea de a aduce idei și concepte la viață. Bravo lui. Și, uite, colaboratorul ideal este cu producătorul. Deci, artistul are nevoie de tine. Știi ce? Asta a fost ciudat. Că, apropo, ai zis de zodii. Că, în general, dacă te duci la zodii, sunt, ei fac chestia asta, cine cu cine se înțelege mai bine, da. Și relații și tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar pe testul ăsta nu sunt găsite perechile la fel. Adică, dacă eu, producătorul, lucrez foarte bine cu The Dreamer, da. Cu visătorul, visătorul nu lucrează neapărat bine cu mine. Da, ci artistul. Am văzut și o chestie asta, nu știu de ce. E... Că dacă te uiți la inovator, inovatorul nu lucra bine cu dreamerul. Bine, nu zice că nu lucrează, alte, ci că... Altă recomandare, practic. Da, nu e colaboratorul ideal. Da. Cred că e vorba de... Poate ideea asta de untapped potential și poate acela e persoana care nu că nu lucrezi bine cu ceilalți, dar cu acela poți să exploatezi mai bine celelalte talente pe care probabil nu reușești de unul singur. Da. Deci, artiștilor, veniți toți la mine să vă produc idei. Exact. Așa, ce mai avem? Mai avem inovatorul, care lucrează super bine cu făcătorul, cu făuritorul. Cu The Maker. Apropo, Dana este The Maker. Dana este The Maker, da, așa. Da, pe care ați văzut-o în episoadele trecute. N-am lucrat cu ea, profesionist vorbim până acum, dar e foarte mișto. Nici nu se aștepta să iasă The Maker. Da, nu mai ești tu, nici tu inovatoare, deci mai poți să... Da, dar... Așa, ce mai avem? Artistul am zis, mai avem aventurierul, care lucrează cel mai bine aparent cu artistul. Deci, ciudat, că sunt doi... Da, nu știu. Da, zice acum de depinde... Căutați colaborări cu tipuri de artist pentru a explora împreună noi orizonturi creative. Conexiunea artistului cu sursele mai profunde de inspirație vă va inspira să vă îndreptați spiritul aventurios către călătorii de autoexplorare. Bun, deci pe principiu artistul face, experimentează mult și dar de unul singur și în ideile lui muze și alte nebunii, dar aventurierul e mai mult cu experiențe outside. El chiar le pune în practică și chiar merge acolo, da, outer, să le descoperi de și să asta le lucrează bine. Testeze. Nu m-am gândit la asta. Da. Dar și aici, de exemplu, avem acum făuritorul, care colaborează ideal cu vizionarul. In a way makes sense. Că să zici vizionarul e cel care vine cu idei și făuritorul le pune în practică sau creează acolo. Deși, sincer, cred că ar fi mers și cu artistul. Că e vizionar, că ești artist, deși artistul poate le și pune în practică singur. Da. Da. Și vizionarul, asta e, mă, vizionarilor, veniți la mine. Colaboratorul ideal este gânditorul. Da. Deși vizionarul este plin de idei mari și are capacitatea de a vedea potențialul și posibilitățile peste tot unde s-ar duce. A, că el le vede și eu le gândesc dacă sunt viabile sau nu, presupun. Da, și le aduce în realitate.
Da, da, da. Și cam asta ar fi. Acestea sunt cele 8 tipuri. Mi-a plăcut să descoper chestii. Mm-hmm. Fost interesant. Da, da. Yes, yes. Cred că se și potrivește mai mult decât un horoscop. Se bazează totuși pe o știință și nu doar pe stele. Da, sigur un științolog a făcut acest test. Who knows? Nu ne-au zis secretul. Nu ne-au zis secretul. Da. Dar interesant. Le-a sugerat și celor de acasă să intre pe My Creative Tablet, sunt și link-ul în descriere. De curiozitate să intre să răspundă la întrebări, să vadă ce le iese. Just for fun. Da. Da. Puteți să ne scrieți apoi. Da. Dacă vi se potrivește, interesant. Dacă nu... Să lase în comentarii, să vedem cine ce. Așa mai cunoaștem și noi. Băi. Aveți acolo pentru Excel-ul. Exact. Dragi aventurieri, căutați-mă. Am nevoie de voi. Mai avem ceva de zis? Trecem la recomandări. Eu sunt happy, am dreamării mei, lucrez deja cu ei. Mă bucur că te gândești mai la tine. Și la ei reușesc să le duc planurile până la capăt. Paula, tu? Ești mulțumită cu visători? Ești... Rămân acolo, cred că nu cred că se schimbă prea curând. Maybe cine never. Să vină la tine? Cine stai? Cu cine am zis că lucrezi bine? Cu inovatorii. Da. Deci innovation is my... Innovation matters. Dar e interesant că, până la urmă, de la asta pornisem cum influențează personalitatea, creativitatea. O influențează destul de mult, aparent. Da. Dacă te gândești la dominant, influencer, steady and compliant, astea sunt cele 4 personalități. Bine, acum depinde și ce studii faci, că sunt mai multe tipuri. Mai sunt și celelalte 16 tipuri de personalitate, da. Care intră un pic mai în detaliu. Știi, da. Ești extrovertit, da, da. Ești introvertit, alea ești pe feeling. Da. Eu sunt STJ, asta îmi țin minte, nu știu de la ce vine și ce înseamnă. Eu sunt INFP. Deci introvertit, intuitiv, emotiv și perceiving something, nu știu. Eu nu mai țin minte. Da, da, da. Greu de explicat, dar ok. Eu nu mai țin minte, trebuie să mă uit, mi le-am notate, dar... Păi bun, și eu STJ, extrovertit, eu, S... Uite, vezi, e curios să-ți iasă extrovertit când te simți mai mult introvertit. It's faking till you make deci it. Acum ești... Am, acum sunt extrovertit, am în continuare... Momente, dar momente ești mai de mult așa și a rămas acolo, acum. Dar uh-huh. Sunt extrovertit. Uh-huh. Asta nu intră în discuție. Al doilea sigur, mai știi minte ce era? Ok, nu contează. Este un alt subiect de podcast. Da, nu, altă... sincer, da, cred că o să-l abordăm, e foarte, foarte mișto și ăla. Dar revenim la ce ziceam. Așa, revenim la ce ziceam. Timpul de personalitate despre care ziceam din cele 4, la mine a ieșit dominant. Se potrivește foarte bine cu calitățile de leadership din zona de producător. Adică sunt legate. Se leagă. Dacă faci cu cât mai multe, afli niște chestii interesante și până la urmă fiecare test de ăsta studiază o parte din. Adică niciodată să nu iei totul mot-a-mo, că băi, that is the reality, că întotdeauna mai sunt și... Mai nuanțe de gri și... Zodiac, mai te duci pe dar, zodiacul chinezesc. Dar e interesant, știi? Că poate te regăsești, măcar în anumite caracteristici sau îți dă curiozitatea de a cerceta și a face teste de astea, poate și, nu știu, cu cineva drag sau în familie și îți dai seama, bă, da, uite, de-aia rezonez eu mai bine sau eu sunt așa mai cu ideile și tu ești mai visător și ajută la relaționare, la cunoaștere. Că duce la cunoașterea de sine, exact. Asta e, cunoașterea de sine și poate așa îți deschide ochii că mă... Și te înțelegi că, bă, it's nothing wrong with me, uite că mai sunt unii mai introvertiți sau mai visători sau mai nu știu cum, the more the better, știi cum, cred că Raluca zicea la un moment, dacă am fi toți la fel și am gândit la fel, what's the fun of it, știi, adică... Apropo, i-am făcut Anastasiei testul, deși nu știu cât de mult se aplică la un copil, adică, dar a fost interesant să aplice, și adică... a ieșit inovator și era... Da, eu nu inovezi nimic. Așteaptă! Nu, dar are logică, e copil, e mega creativă. Mm-hmm. Exact, vii cu idei și astea. N-a înțeles ea foarte bine și până traduci și cu alea. Și a avut aceeași problemă în a alege una dintre cele două variante. Păi, dar depinde, că era aia cu deep and dive.
Depinde, că dacă e la bazin, ai dive. Dacă e să încerc ceva nou, e doar deep your toes. Și eram... A, dacă te arunci cu capul înainte sau doar testezi înainte? Da, da, okay. Da. Și zice, păi nu știu, mami, că la bazin sigur mă arunc direct. Dar așa, da, dacă mă pui să mănânc ceva ce n-am încoacerat... Corect, da. Complicat să alegi. Are logică. Acum depinde și la ce energie, eu nu mai țin minte exact cum era întrebarea. Asta că sunt destul de abstracte dacă stai să te gândești, nu... Depinde și de context și cu ce te simți tu în siguranță, știi? Că poate nu te arunci cu capul înainte decât în anumite situații, dar de obicei ești rezervat la anumite experiențe sau așa, dar ești pe o chestie mai sigur și zici, bă, what the hell, ia că fac de data asta altfel, știi? De-aia zic că uneori poate se aplică și procente mai mici din tipul celălalt de a fi, ca să zic așa. Cred că ar fi interesant să... Când pornești să faci testul ăsta, la asta m-am gândit după experiența cu Anastasia, să te gândești, ok, hai să văd la locul de muncă, să iei doar profesionist ceea ce fac eu și să mă gândesc la situațiile pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi la locul de muncă. Apoi, dacă vrei să-l recreezi, să faci, să ai un mindset pe viață personală, să zicem, și să vezi acolo dacă apoi... Da. Yes sau nu la fel. Cred că ar fi interesant să ai de la început o idee într-o anumită zonă, cum sunt eu de fapt. Și acum îți dai seama, depinde și cât de sincer ești când răspunzi la întrebări. Pentru că eu câteodată mă gândeam, bă, știu care ar fi răspunsul corect, ce mi-ar plăcea să răspund, dacă sunt 100% sincer cu mine. Trebuie să fie primul pe care simți că ți se potrivește, să stick with it. Aia e, dacă sunt 100% sincer cu mine. De-aia se zice că trebuie să răspunzi repede, știi? Ai citit, știi, variantele, gata, don't overthink it, că pe urmă o să zici, da, mi-ar plăcea să fiu așa, hai că aleg varianta aia, știi? Că eu nu mă văd agresiv sau nu mă văd introvertit, eu vreau să fiu acolo, să dau bine, știi? Dar de ce să faci asta? Că până la urmă o faci pentru tine. Te păcălești pe tine, dar sunt oameni care vor să se păcălească pe ei înșiși, că arată... Da, nu faceți asta, că n-are rost să te zori voi cu voi, nu împărtășiți cu nimeni altcineva. Nu au nimic de câștigat, dar există. Adică, na. Bun. Recomandăm și noi ceva astăzi? Recomandăm. Recomandăm. Recomand o carte. Dacă avem printre ascultători oameni pasionați de alergare, se numește Born to Run sau Născut pentru a alerga, de Christopher McDougall. Și e povestea reală a jurnalistului respectiv, care în urma unui accidentări din cauza alergării, pornește așa să descifreze misterele unui trib de indieni din Canionul Cuprului din Mexic, care se presupune că sunt cei mai buni alergători din lume. Și te duce acolo cumva și în antropologie și în știință și faptul că oamenii alergau aproape desculți și aveau super viteză, apropo de Adidas, Fancy and Stuff. It's worth reading dacă e cineva interesat. M-am apucat, dar n-am terminat, de o carte care e destul de recomandată, de Atomic Habits, de James Clear. Știu că e bună, am primit și o recomandări să o citesc, sper să mă țin de ea, pentru că vreau să văd așa cum e partea asta organizațională, știi, să stabilez niște habits mai bune. O recomand, e foarte ușor de citit și îți explică în ghilimele ca la proști. Asta mi-a atras atenția și mai recomand un site, apropo de oamenii care poate nu se consideră neapărat creativi, domestica.org. unde ai tot felul de cursuri super ieftine, gen, nu știu, și de la 35 de lei, da? Pe diverse chestii care, mă rog, le găsești mai des, Photoshop, Illustrator, whatever, dar sunt și crafts, de exemplu, să faci ghivece din ciment, să croșetezi chestii, păpușele, altfel de hobby-uri pe care măcar poți să vezi și din trailer, băi, mi se pare interesant, mi-a plăcut, dar n-am curaj să fac. Băi, hai să fac cursul ăsta. Poți să interacționezi cu comunitatea care face cursul respectiv și mai strângi idei, mai la-la-la, și poate să descoperi o latură un pic diferită. Și dacă sunt pasionați de fotografie, photomagazine.ro aș recomanda, era cândva și o revistă, dar nu mai e. Da. Asta că sunt și site-uri străine, dar pentru cei care vor ceva în român, am să vadă despre foto. That's it. Super, mulțumim! Eu vă recomand o carte pe care am citit-o de ceva vreme, cred că ar trebui să o recitesc dacă tot m-am apucat de podcastul ăsta. Creativity Inc. Este o carte despre cum să construiești o cultură creativă la locul de muncă, dacă ești manager, dacă ai o firmă mică, mare. Este scrisă de cofondatorul și președintele Pixar și
E foarte interesant pentru că o să și, dacă vă plac filmele de la Pixar, o să intrați și în lumea lor, să vedeți exact cum au fost create, cum au fost scrise, cum au fost desenate. E o lume foarte, foarte mișto. Super tare. Iar eu voi recomanda un videoclip de pe YouTube. Este o animație, Storytime, dacă cunoașteți. Canalul se cheamă Ginger Pale, nu înseamnă absolut nimic chestia asta, nu contează. Dar video-ul în sine este despre creativitate, trei metode de a fi mai creativ. Însă nu pentru metodele respective, deși metodele sunt ok, nu pentru metode le recomand, ci pentru creativitatea videoului în sine, cât de șmecher este, cât de creativ și cât de amuzant este. And that is all. Păi mulțumim, Paula! Mulțumim, Paula! Ți-a plăcut? Mulțumesc! Da, da, da! M-am mai liniștit așa pe parcurs. Am început gâtuit așa. Mulțumim, apreciez. Mie mi-a plăcut, da, întotdeauna. Și mie îmi place de mine. Da. Vă mulțumim pentru prezență. Da. O zi excelentă și la revedere. Ciao.